Am venit de dimineață pe răcoare la grădină să mai facem câte ceva și spre surpriza mea astăzi am găsit o minunăție de floare înflorită, cea care este aici în spatele meu. Am să vă arăt acum. Este o splendoare. A fost surpriza pe dimineața aceasta. Ia uitați și voi ce minunăție! Cât este de frumoasă! Aceasta are o nuanță mai deschisă, iar aceasta un pic mai închisă. Probabil că aceasta s-a deschis prima și datorită soarelui s-a mai deschis un pic la culoare. O minunăție! Ei, și aici mai avem acest tip de margarete. Sunt asemănătoare cu margaretele. Cât sunt de frumoase! Iar gladiolele, aceasta este prima care începe să se deschidă. Este atât de mare încât nici nu o pot cuprinde pe toată în imagine. Uitați și voi cât de înaltă a crescut. Mi-este teamă să nu se rupă la câți boboci are. Începe și aceasta să se deschidă. Și aceasta. Și cum lipsesc cam 4-5 zile de la grădină, mă uimește vița aceasta de vie. Cât de mare au crescut strugurii. O să încerc să adun și eu astăzi niște frunze de viță pentru iarnă, dacă tot am venit de dimineață. În videoclipul anterior, multe dintre doamnele care mi-au scris în comentarii îmi spuneau că aceștia sunt crini imperiali. Și da, pe bună dreptate, așa este. Deja are un bobocel. Mă gândesc să scot unul dintre ei, pentru că sunt foarte apropiați unul de celălalt, și să-l pun într-un ghiveci, să-l iau acasă. Nu știu cât de bine o să-i meargă, dar mă risc. Atât de frumos cântă păsările aici la câmp. E ceva extraordinar de plăcut. Și aerul atât de proaspăt dimineața, nici nu se compară cu ceea ce trăim noi la bloc, zi de zi. Când venim aici la grădină, este extraordinar. Liniște, aer curat, păsărelele cântă, ce să mai, o minunăție. Haideți să facem un tur de grădină. Prima dată l-a adunat de căpșuni. Astăzi avem recoltă mare de căpșuni. Și încă înfloresc, ia uitați-le. Sunt pline de flori. O să avem o bună perioadă căpșuni, ia uitați-le cât sunt de mari și frumoase. Ca să nu vă mai spun că sunt gustoase, nu au nimic în comun cu căpșunile pe care le cumpărăm de la supermarket. Chiar dacă sunt și mai mititele, așa, sunt foarte, foarte gustoase. Cam aceasta este recolta pe ziua de azi. La câte două zile adunăm așa aproximativ 300-400 de grame. Pentru că nu sunt căpșuni foarte multe, nu avem decât 4 rânduri de căpșuni. Anul acesta, la anul vom avea mult mai multe și o să ne bucurăm de mult mai multe căpșunele. Roșiile sunt încărcate de flori. Ia uitați, avem aici una deja mărișoară. Le merge foarte bine. Ia uitați-o, ce bine ascunsă este. Vinetele merg și ele foarte bine, s-au ridicat. Au și înflorit câteva. După cum vedeți, pământul nu este extraordinar de bun, însă noi suntem mulțumiți că totuși calitatea pământului lasă de dorit, însă plantele cresc, plantelor le merge foarte bine. Și au început să se facă și prima serie de smochine, acestea care se coc acum în iunie, sunt negre. Aici în Spania smochinii dau două serii de smochine, primele din iunie, iar apoi cele din toamnă. Și ia uitați-le. Acestea negre sunt deja făcute. Așa arată prima serie de smochine. Aici în Spania se numesc brevas, pentru că sunt primele care se fac acum înainte de San Juan, de Sfântul Ion al lor, pentru că pe 30 iunie este Sfântul Ion aici la catolici. Și în această perioadă se coc și aceste smochine foarte, foarte gustoase. Planta de dovlecel este mititică, însă este încărcată de dovlecei. Aici am semănat din nou pătrunjel pentru că prima șarjă nu a ieșit. Cred că semințele nu au fost bune, așa că astăzi am semănat din nou. Mărarul, ia uitați-l cât este de înalt, trebuie să mai adun ce mai are din
frunzele proaspete. Și din țelina care o aveam aici într-o parte, am mai scos și am răsădit așa în stratul acesta, pe lângă busuioc. Ia uitați busuiocul, a început să-i meargă foarte bine. Iar menta trebuie tăiată pentru că, ia uitați, crește într-o veselie. Vă arătam o plantă de dovlecel din acela din varietatea verde, iar aici am unul care este ușor pestrit. Deci nu este nici foarte, foarte deschis la culoare, însă nu este nici din acela verde, este ușor pestrit. Ia uitați, deja are 2, 3. Anul acesta o să avem dovlecei din plin. Asta este altă plantă, tot așa din varietatea aceasta, mai deschisă la culoare, dar ușor pestriță. Și aici avem pepeni galbeni, pepeni verzi, trebuie și ei udați. Însă aceștia nu au nevoie de foarte multă apă, dat fiind că, uitați și voi cum este terenul aici, băltește, pentru că pe aici vine un izvor de la munte și terenul acesta nu se poate lucra în totalitate. După cum vedeți, pe aici curge apă, vine de la munte și are foarte multă umezeală, așa că pepenii nu îi udăm foarte mult, pentru că lor oricum le merge foarte bine și așa. Azi plecăm și cu ceva recoltă de la grădină, puțină, însă pentru noi este suficient. Am adunat frunze de viță pentru iarnă, am mai adunat și ceva mărar, câțiva morcovi, ceapă verde și bineînțeles căpșunile pe care vi le-am arătat înainte. Am tăiat două gladiole și floarea aceasta superbă. Și ia uitați, am făcut și un buchețel pentru a-l lua acasă. Și la întoarcerea spre casă de la grădină am filmat așa puțin pentru a vă arăta cât de frumoase sunt tufele de leandru. Este o minunăție anul acesta, am florit atât de frumos. Și mai ales aici pe autostradă, unde pur și simplu nu este nici măcar udat, uitați-vă cât de frumos a înflorit. Este o plăcere să conduci cu asemenea priveliște. Dragilor, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor.